fază. Dică, Dică reușește să scoată această pasă în diagonală pentru Paraschiv. Paraschiv în fața porții, o poartă goală. Penetrat acum de această minge trimisă de Cristocea. Puntează din nou Vasilică Cristocea, fostul jucător al Farului Constanța. Cristocea la al doilea gol în această ediție de campionat, după cel marcat la Arad, când Steaua a câștigat cu 3-0 în deplasare în etapa 3. Paraschiv și pe Ovidiu Petre repezindu-se spre Linca. Și iată minge recuperată de Oprița. Dică din nou pentru Oprița, aflat în poziție bună. Oprița centrează, 3-0, dublă Perou. Totul pleacă de la recuperarea rapidă a balonului pe faza de apărare. Un gol la care contribuția lui Oprița a fost determinantă. El a recuperat, tot el a centrat dintr-o pasă foarte bună dată de Dică. O centrare decisivă pentru Plale Stelei. Bate Dică destul de bine la colțul lung și Tereo face hat-trick. Voce națională în pericol de dezintegrare. Bancari pe cale să dea faliment într-un final de repriză în care sunt knockdown. Tereo, omul de gol al Stelei. Da, ce marcare! Pasă spre Badea. Badea trece superb mingea la Oprița. Oprița întârzie. Se dă penalti. Nu știu dacă... Doi o revenire care s-ar putea solda cu un gol. Într-adevăr, doi înscrie la prima atingere. O singură dată au primit 3 goluri cei de la FC Național în partida cu Oțelul. Pierdut acasă și iată pe Oprița. Poarta este goală. Este de asta cu 6-0. Gol marcat în prelungire. FC Național este acum pe locul 6.